spun două cuvinte, că nu vreau să monopolizez această tribună. Atunci când un guvern sau o clasă politică eșuează în apărarea drepturilor și libertăților cetățenilor, în apărarea suveranității poporului, a sănătății și așa mai departe, cum scrie în Constituție, tot în Constituție spune că poporul este obligat să lupte pentru asta. Fiecare cetățean are dreptul și obligația să își apere patria. Asta faceți voi aici, eroilor, și vă mulțumesc că ați venit și nu conteniți să luptați pentru țara voastră, pentru că viitorul țării este în mâinile noastre, oameni buni! De aceea, noi suntem suverani și trebuie să dovedim suveranitatea prin faptele noastre, prin unitate, prin voință! Trebuie să ne impunem suveranitatea! Mai strigăm o dată din toate piepturile! Poporul suveran! Poporul suveran! Poporul suveran! Poporul suveran! Poporul suveran! Mulțumesc! Poporul suveran!